Bună ziua! În ședința de guvern de astăzi am aprobat memorandumul pentru proiectul România Educată, un proiect al președintelui Klaus Iohannis. Cred că nu este niciun fel de surpriză că este nevoie de reformă în sistemul de educație în România, iar acest program, România Educată, este un program care a fost dezbătut în spațiu public și a fost prezentat în ultima perioadă. Este momentul să-l implementăm. Și foarte bine că nu mă dau la o parte când e vorba de a-mi asuma reforme și de aceea astăzi în ședința de guvern am asumat și această reformă în ceea ce privește educația. Susținerea va fi realizată de la bugetul de stat pentru acest program de reformă, dar și prin PNRR, Programul de Redresare și Reziliență. Acolo știți foarte bine, sunt alocate aproape 3,6 miliarde de euro. Sunt mai multe domenii prioritare în România Educată: cariera didactică, managementul și guvernanță, finanțarea sistemului de învățământ preuniversitar, infrastructura sistemului de învățământ, curriculum și evaluarea centrată pe rezultate, educație inclusivă și calitate pentru toți copiii, alfabetizarea funcțională și așa mai departe. Bineînțeles, cred că partea importantă de ședința de guvern de astăzi a fost că ne-am asumat și termene prin care să livrăm și prin care să implementăm acest program al proiectului România Educată. Primul termen, la 1 august, vom avea un grup de lucru interministerial coordonat de premier și un vice, sau numărul 2 în acest vicepreședintele comitetului, o să fie domnul ministru al educației Sorin Câmpeanu. Iar se propune până la adoptarea, până la 10 septembrie, a unei hotărâri de guvern privind aprobarea planului de acțiune cu termene și responsabilități pentru implementarea proiectului și până la 1 octombrie elaborarea pachetului legislativ care să asigure implementarea proiectului România Educată. Domnul ministru este aici pentru a vă da mai multe detalii în ceea ce privește acest program. Dacă sunt întrebări despre proiect sau altele, câte o întrebare de fiecare, dacă după aceea domnul ministru va intra în detaliu proiectului România Educată. Bună ziua! Bună ziua! Tema Stoica Digi24. Vedem că din ce în ce mai multe state se pregătesc pentru cel de-al patrulea val de COVID-19. În contextul în care ultimul val a lovit România destul de tare, dacă privim paturile de ATI și modul în care a fost copleșit atunci sistemul sanitar, întrebarea este dacă acum România este pregătită pentru a primi un val mare de bolnavi în zona de ATI. Vreau să vă aduc aminte că încă din timpul valului 3 și pe partea de final a valului 3 am spus foarte clar că nu vom renunța la capacitățile noastre pentru COVID. În același timp am spus că vreau să avem un sistem creat prin care să putem să transferăm rapid, dacă este nevoie, din sistemul non-COVID în COVID, paturi în secțiile ATI. Sunt sigur că Ministerul Sănătății a ținut cont de ceea ce am spus atunci și o să fie pregătit pentru valul 4. Deci în același România timp, este în același timp diferența față de valul 3, dacă îmi permiteți, este că acum putem să ne vaccinăm oricând, oriunde, cu orice tip de vaccin. Știți foarte bine că în timpul valului 3 încă primeam doze puține de vaccin, deci este o diferență, eu aș spune, vitală în ceea ce privește lupta cu acest virus. Vaccinul este singura soluție. Avem vaccin, trebuie să ne vaccinăm. Numărul oamenilor care se vaccinează este din ce în ce mai mic. Mulțumesc. Este, în România, vaccinul este obligatoriu. Marina Cioacă, România TV. Domnule premier, vi se pare un festival al democrației faptul că primarii fac coadă de două zile la guvern pentru a negocia cu dumneavoastră banii primiți la rectificarea bugetară? Pentru adversarii politici vă acuză că folosiți banii țării pentru a vă atrage simpatia și sprijinul la congresul PNL din 25 septembrie. O acuzație fără sens și pe care o resping imediat, fără niciun fel de dubiu. Dacă vă aduceți aminte, la Vaslui, am invitat pe primarii de la PSD să vină să discutăm. Acum două zile am fost la Asociația Municipiilor din România. Faptul că PSD a ținut România nedezvoltată și ieri am aflat, de exemplu, la primarii din Teleorman că sunt toate unitățile administrative teritoriale din acel județ, care a avut și premier, a avut și mai mulți oameni, nu sunt legate
niciuna dintre aceste unități administrative nu sunt legate la gaze, au drumuri de pământ. România a fost lăsată în urmă. Și cine știe ce mai bine cum să dezvolte România decât cei care au fost aleși să dezvolte România? Repet, am făcut această întâlnire și cu Asociația Municipiilor, unde sunt primari de la toate partidele politice și am ascultat și am susținut o parte dintre proiecte. La Vaslui, primarii PSD au primit o invitație și aștept oricând să vină. Deci eu cred că mai multă democrație decât a fost în acest guvern nu a existat. Mulțumesc. Bună ziua, Luiza Gireadă de la TVR. Am văzut că astăzi euro a atins din nou un maxim pe piața, la cursul BNR, și economiștii spun că acest lucru are legătură cu deficitul de cont curent, cu dezechilibru. Am văzut că astăzi ați discutat despre datoria publică a României. În acest context, are guvernul soluții pentru ca lucrurile să se echilibreze, să nu vedem un euro de 5 lei în perioada următoare? Aici lucrurile sunt foarte clare pentru mine. Prețurile sunt determinate de piață într-o economie liberă. Și îmi place că vorbim doar atunci când prețurile mai cresc puțin, dar nu vorbim de ele când scad. Prețurile vor crește, vor scădea în funcție de ce se întâmplă cu cererea și oferta. Ceea ce poate să facă acest guvern și face foarte bine este să se dea o traiectorie clară de reducere a deficitului bugetar. Și sustenabilă și credibilă. Și vă spun că este și sustenabilă și credibilă pentru că Comisia Europeană, în analiza deficitului excesiv, și-a asumat aceeași traiectorie pe care o are România de reducere a deficitului bugetar. Asta contează atunci când ne uităm pe termen mediu și lung și ne uităm și la evoluția altor prețuri. Dar fluctuații pe termen scurt, acestea sunt normale într-o economie de piață și ar trebui să ne obișnim cu prețuri care cresc și scad, pentru că asta înseamnă economie de piață. Mai mult cresc, dar prin proiectul de rectificare veți corecta ținta de deficit? Ne așteptăm la un deficit mai mic la finalul anului și cât de mic? Dacă o să corectăm, o să corectăm în jos ținta de deficit, dar haideți să vedem întâi cum arată situația pe fiecare minister în parte și apoi vom veni și cu țintele de deficit. Mulțumesc. Bună ziua, Gabriela Mihai, B1 TV. Domnule premier, revenind la un eventual val 4 și la vaccinare, am văzut o declarație făcută aseară de vicepremierul Dan Barna, conform care a spunea că ar fi trebuit să avem măsuri mult mai ferme în ceea ce înseamnă vaccinarea, în sensul de acces limitat la evenimente, nici măcar pentru persoane care au făcut teste, ci doar pentru persoane vaccinate, tocmai pentru a încuraja vaccinarea. Voiam să vă întreb dacă ați avut o asemenea discuție în cadrul guvernului referitoare la măsuri mai dure, astfel încât să fie încurajată vaccinarea în contextul în care acea țintă de 5 milioane de persoane vaccinate care ar fi trebuit să fie atinsă la 1 iunie nu a fost nici acum atinsă. Propunerile de măsuri întotdeauna pot fi făcute atunci când facem votul pentru CNSU. Dacă vin astfel de propuneri și ele sunt și ele trec de aceste comitete, bineînțeles că le vom lua în calcul. În acest moment nu am avut astfel de propuneri. Eu, din contră, țin minte susținerea colegilor de coaliție pentru a relaxa condițiile, pentru a avea concerte și așa mai departe. Dacă am înțeles eu greșit mesajul, ar fi bine să se clarifice. Bună ziua, Larisa Bernasca, observatora Antena 1. Aș vrea să vă întreb de ce a fost nevoie să cumpărăm 120 de milioane de doze de vaccin COVID și cât ne vor costa ele? Nu le-am cumpărat, sunt comandă și știți foarte bine că strategia de a cumpăra vaccin este o strategie asumată la nivelul întregii Uniunii Europene. Toată lumea are aceeași strategie, România primește prorata, toate țele merg pe aceeași direcție. Strategia a fost inițial făcută de Comisia Europeană, luând în calcul și acest sistem de revânzare al vaccinului sau donație pentru alte țări, deci prin sistemul COVAX. Deci este o strategie făcută de la început de Comisia Europeană de negocieri. Deci o strategie în care noi am luat parte. Dacă nu participam la această strategie, poate că nu am fi avut vaccin la fel de repede. Eu cumva am fost obligat să cumpărăm aceste doze. Nu le-am cumpărat, sunt comandate. Aceste doze nu sunt pentru un an, sunt pentru mai mulți ani. Pentru că de la început s-a știut clar că pandemia poate nu trece în primul an și poate nevoie de încă doze pe următorul an. Aceste doze sunt și pe anul viitor. Nu ne-ați spus de prețuri. V-am întrebat și de costul vaccinului, cât plătim pentru aceste doze. Vom vedea care este factura finală atunci când le vom plăti. Multe dintre ele le-am vândut,
prețul a mai scăzut la unele dintre ele, deci nu există un cost fix la început. În primul se face comanda și apoi avem și factura. Bună ziua, vaccinarea va fi obligatorie pentru anumite categorii de personal din Franța, de exemplu pentru personalul medical, la fel și în Grecia. Am înțeles încă de ieri că în România nu se va întâmpla asta, dar atunci ce face guvernul ca să grăbească a noastră campanie de vaccinare în condițiile în care suntem pe ultimul loc în acest moment și ne așteptăm la valul 4? Dumneavoastră vă uitați la campanie, la numărul de persoane vaccinate, mă uit la numărul de persoane infectate. Acolo suntem în cea mai bună situație din Uniunea Europeană. Încă. Deci suntem în cea mai bună situație. Deci dumneavoastră comparați țări care au, teoretic, ar fi trebuit să nu aibă această problemă pentru că au mai multe persoane vaccinate și totuși au o situație mai dificilă în ceea ce privește rata de infectare. Trebuie să ne uităm la toți indicatorii. Guvernul a făcut tot ce ține de guvern. În primul rând, am fost prima țară din Europa care a avut vaccin pentru toată lumea, pentru cine dorește să se vaccineze, oricând, oriunde, la orice oră, cu orice tip de vaccin. Vaccinarea nu este obligatorie în România, dar, bineînțeles, dacă suntem responsabili, trebuie să ne vaccinăm, pentru că este singura soluție să scăpăm de pandemie. Astăzi, până acum, așa s-a demonstrat. Legat de problema gunoiului din capitală, dacă îmi permiteți, vreau să vă întreb dacă la guvern aveți o asemenea problemă, se ridică gunoiul? N-am auzit ce problemă. Legat de problema gunoiului din capitală, înțelegem că sunt probleme și la guvern cu ridicatul gunoiului? Aceasta e o problemă a primăriei sectorului 1, cred. Dacă este o problemă, vom vedea. Nu știu, asta nu mi s-a fost adus n-am aflat de această problemă la guvern. Bună ziua, Cătălina Mănuiu, Realitatea Plus. Ministrul Economiei a anunțat restructurări masive. 39% din funcțiile de conducere, 30% din cele de execuție. Știați de aceste măsuri? Vor urma și alte ministere în care vor fi concedieri masive? Cred că citiți puțin greșit de organizarea. Nu am văzut încă acest proiect de lege, dar cred că e vorba de redefinirea. Directorul general devine director, nu pleacă acasă, devine director. Cred despre asta este vorba, dar încă nu am văzut proiectul final. Deci nu este vorba de concedieri, este vorba doar de comasarea unor direcții care nu mai sunt direcții generale și poate sunt mai puține. Dacă îmi permiteți, preciza ministrul că din 10 directori, 4 vor intra în corpul de rezervă. Deci vorbim și de persoane care nu vor mai avea posibilitatea de a rămâne în instituție. Procentul s-ar este mai menține. Este mai complicat. O să văd întâi varianta finală. Eu vă spun că o reorganizare în condițiile actuale este foarte complicat să faci concedieri. Dar se pot reduce costurile prin comasarea direcțiilor și aceea este exact ceea ce am spus eu să se întâmple. Să nu mai avem așa de mulți directori generali în ministere și așa departe. Vor urma și alte ministere? Ați fost toate informat în acest sens? Toate ministerele trebuie să facă o reorganizare pe aceste principii. Din punctul meu de vedere, avem prea multe ministere, prea mulți directori generali și așa mai departe. Aceste funcții au fost create în ultimii ani când guverna PSD-ul. Erau direcții care au fost parte și se creau direcții generale. Nu este nevoie de așa de mulți directori generali. Datoria guvernamentală la ce procent a ajuns? Vom publica raportul zilele următoare. Mulțumesc. Bună ziua, Loredana Diacu, Epoch Times România. Vorbeați despre reforme asumate de guvern. Una dintre principalele reforme asumate de guvern este reforma justiției. E asumată nu doar în programul de guvernare, este asumată și în PNRR. Această reformă a justiției a debutat, iată însă, cu stângul, primul pas, desfințarea SIJ, izbindu-se de împotrivirea UDMR, care nu vrea ca procurorii DNA să aibă din nou competențe în a ancheta magistrați. Aș vrea să vă întreb, în aceste condiții, având în vedere faptul că, așa cum sublinia și ministrul justiției UDMR, au votat cot la cot cu PSD modificările legilor justiției, ale codurilor penale, ce șanse dați reformei în justiție? Ce șanse dați refacerii legislației electorale? Ce șanse dați revenirii la alegeri pentru primari în două tururi de scrutin? Și ce veți face dacă UDMR se va împotrivi acestor obiective? Ce va prevala? Promisiunile făcute electoratului sau mersul mai departe a coaliției? Da, și cred că vă referea și la decizia de astăzi a CCR, în acest context. Eu cred că e momentul ca membrii coaliției să evalueze progresul pe care l-am avut în reforma legilor justiției. Trebuie cu curaj, cu responsabilitate să ne uităm dacă deciziile luate până acum au fost cele mai bune și dacă mergem în direcția corectă și dacă nu, tot cu curaj și responsabilitate să găsim un alt mod de a repara ceea ce a stricat PSD în justiție în ultimii ani de zile.
Dar dacă nu ne uităm atent și nu vedem ce facem, este nevoie de responsabilitatea membrilor coaliției să vadă exact unde suntem și dacă mergem în direcția corectă. Toate celelalte reforme le susțin, așa cum am susținut și în programul de guvernare pe care l-am asumat, și voi face tot ce ține de mine să-mi conving membrii coaliției și președinții de partid că aceasta este direcția corectă, cea pe care l-am asumat-o în programul de guvernare. Așa cum spun și acum, dacă e nevoie să reevaluăm, reevaluăm. Și referitor la România Educată, proiect asumat astăzi de dumneavoastră, Ministerul Educației a pus recent în dezbatere publică metodologia pentru evaluarea plagiatului, așa cum domnul ministru sunt convins că știe. Vă va răspunde domnul ministru. Aș vrea să vă întreb totuși pe dumneavoastră, pentru că pe domnul ministru l-am întrebat într-o ședință precedentă. Domnul Cercan a acuzat că aceste modificări sunt în favoarea plagiatorilor. Consiliul General al CNAT, cu din ce am înțeles, a votat în mare majoritate respingerea lor. Să mergem însă mai departe, aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră a studiat subiectul, cum vedeți modificarea acestei metodologii și dacă cadrează cu conceptul de România Educată. Nu am intrat foarte mult în detaliu. Domnul ministru a dat răspunsurile și vă mai răspunde în continuare. Eu pot să vă spun că eu nu voi spune niciodată pe cineva care s-a dovedit că a plagiat, deci nu este ceea ce voi susține și nici într-o funcție publică. În același timp, domnul ministru va explica mai bine imediat. Mulțumesc! Bună ziua, Dorian Necula, de la Queennews.ro. Domnule premier, ieri primarii ne-au anunțat că veți demara de la toamna acestui an un program de investiții pentru infrastructura locală. Ne puteți spune care va fi bugetul acestui program și ce investiții va viza acest program creat de executivul condus de dumneavoastră? Aici nu este vorba despre primari. Nu primarii anunță așa ceva, românii. Cetățenii României ne spun de 30 de ani de zile că au fost uitați. Au plătit taxe, au plătit impozite, dar nu au nici canalizare, n-au nici apă și au încă drumuri de pământ chiar în București, în sectorul 1. De acolo vine această cerință, nu de la primari. Primarii sunt cei care vor face licitații și vor implementa aceste proiecte. Dar ne spun românii că au nevoie și de apă, și de canalizare, și de încălzire, și de drumuri. În secolul 21. Și mai avea grijă să aibă aceste lucruri. La cât se va ridica bugetul acestui program anunțat de dumneavoastră? Vom vedea. Sumele, eu nu anunț sume de la început, nu arunc miliardele. Vom merge pe proiecte care se pot implementa și în funcție de proiecte vom aloca și bugetul. Nu voi face un buget de 70 de miliarde doar ca să-l prezint public, să avem ceva să dezbatem. Nu. Vom merge pe proiecte pentru că sunt foarte pragmatic și să știți că multe dintre proiecte nu se pot face. Dar cele care se pot face se vor finanța. Sunt depuse foarte multe proiecte. Vă mulțumesc, la mai lăsați și colegii. Mulțumesc. Bună ziua, Adrian Vasilache de la Hot News. În legătură cu Banca Internațională de Investiții. Da. Anul trecut, în noiembrie 2020, ați inițiat în calitate de ministru de finanțe un memorandum pentru prelungirea românului care ocupa funcția de vicepreședinte la această bancă în care Rusia deține 45% din acțiuni, pentru prelungirea cu încă 5 ani. Propunerea a venit de la președintele Băncii Internaționale, rusul Nicolae Kosov, și spuneați atunci că e singura posibilitate ca România să-și păstreze această funcție în bancă. În caz contrar, funcția s-ar fi scos la concurs între celelalte state membre. Practic, dumneavoastră, prin acest memorandum, voiați să păstrați oarece pârghii de putere în această bancă. Acum este un scandal pe majorarea de capital pe care România s-a angajat să o facă în 2018-2019. Dumneavoastră vă opuneți, dar nemajorând capitalul social, România are foarte mult de pierdut față de Rusia și celelalte state care sunt acționare în această bancă. De ce nu faceți un exit? Adică care e strategia dumneavoastră? Nu înțeleg foarte. E aceeași situație, practic. Veți vedea strategia noastră. Și din punctul meu de vedere este clară. Atât timp cât încă avem acolo și capital, pentru că asta este o mărire de capital, deci avem capital acolo, este nevoie să fim reprezentați și de aceea este un reprezentant al României în această bancă. Trebuie să apărăm investiția pe care o avem acolo, să vedem ce decizii se iau în viitor, pentru că avem deja bani în această bancă. Decizia de a mai adăuga bani nu este una foarte bună din punctul meu de vedere. Pentru că asta ne însemna să mergem mai departe și să nu avem o strategie pe termen lung. Când vom avea o strategie, și nu suntem numai noi, este o țară care este alături de România, vom veni cu această strategie și o vom prezenta publicului. În acest moment, eu nu cred că este oportun,
să numărim capitalul pe care avem acolo, dar în același timp, pentru că avem deja bani investiți în această bancă, e bine să avem o persoană acolo care să vadă cum sunt cheltuiți acești bani. Tot pierdem, practic, putere în această bancă. Și dumneavoastră, spunea fostul ministru Alexandru Nazare, puteți să luați o decizie dacă ați fi fost împotrivă, chiar de anul trecut, în calitate de ministru de finanțe. Nu, decizia este la nivel de guvern, nu este la nivel de ministru de finanțe. Ministrul de finanțe propune, dar nu e o decizie. Și de ce n-ați propus? Adică... Pentru că lucrurile trebuie să făcute puțin mai... lucrurile sunt mai complicate puțin, dar cred că mesajul este clar din punctul nostru de vedere în ce direcție vrem să mergem cu această investiție. Vreți să faceți un exit? Când vom lua o decizie, vă vom anunța, bineînțeles. Bună ziua, domnule premier, pentru că toți suntem pe terenul educației. Dumneavoastră, ca finanțist, știți că investiția în capital uman este una dintre cele mai rentabile pentru că generează câștiguri. În ultimii 25 de ani, România a pierdut în jur de 3 miliarde de euro cu specializarea cadrelor medicale, care astăzi activează în alte sisteme de sănătate din străinătate. Și ăsta ar fi doar un exemplu. Ce intenții sau intenționați cumva să reduceți aceste pierderi sau eventual să le recuperați și ce politici publice aveți țintite pe investiția în capital uman? Ceea ce putem noi să facem este să reformăm acest sistem și să modernizăm ca pe viitor să nu mai plece nimeni. Dacă putem să atragem dintre românii care au plecat înapoi, este foarte bine. Dacă putem să atragem alți medici calificați din alte sisteme, este iarăși foarte bine. Dar noi ce putem să facem este să facem acest sistem pe care îl avem, și educație, și sănătate, sistemul nostru economic-social, un sistem din care lumea nu mai vrea să mai plece. Este obiectivul meu. După aceea, să poată să vină și alții, este perfect. Și un mesaj pentru tinerii care încă speră să plece din afară, apropo de exodul creierelor. Mesajul este clar. Vom face ca România să-și dorească să rămână în România. Bună ziua, Laura Culiță, știrile Pro TV. Știm că în ultimele zile ați avut mai multe discuții cu specialiștii Ministerului de Finanțe. Până la urmă s-a clarificat situația celor 12 miliarde de lei, pentru că ieri afirma fostul ministru de Finanțe că de fapt ar fi vorba despre fonduri europene, jumătate din sumă de la transporturi, de la economie, așadar cheltuieli care ar potențiale cheltuieli. Până la urmă, care este situația acestor bani și dacă s-a clarificat și modul în care veți face rectificarea bugetară în luna august. Cine nu și-a făcut până acum planul de investiții, cheltuieli, așa cum era prognozat la începutul anului? Știți foarte bine că este un articol în legea bugetului care spune foarte clar, dacă execuția bugetară nu este conform trimestrializării, atunci, bineînțeles, sumele pot fi ajustate cu acea diferență, aici nu este niciun dubiu. În ceea ce privește clarificări, suntem la începutul rectificării bugetare, dar abia au fost trimise adrese la Ministerul Finanțelor către ministere. Ministerul urmează să trimită către Ministerul Finanțelor execuția, propria execuție, ce nevoiau până la finalul anului și așa mai departe. După aceea se va lua o decizie în perioada următoare. Și încă o întrebare, vă rog, de la transporturi ați primit aceste informații? Aveți deja o idee despre cum stăm acolo cu investițiile la transporturi? Așteptăm de la toate ministerele, nu de la transporturi. De-abia a început procedura, această procedură de ordonanță de urgență a execuției bugetare, a rectificării execuției bugetare. Mulțumesc mult de tot, domnule ministru. Bună ziua! Așa cum am anunțat și premierul, astăzi am asumat la nivelul Guvernului memorandumul privind proiectul România Educată. Este un proiect, aș vrea să-mi permiteți să subliniez câteva linii majore. Este un proiect care asigură coerență și echilibru între nevoia de schimbare pe de-o parte și nevoia de predictibilitate în educație pe de-altă parte. Este un proiect care dorește să asigure coerență și echilibru între echitate și performanță. Dorește să asigure coerență și echilibru între nivelurile de educație, plecând de la educație timpurie și până la învățământul superior. Să asigure coerență între țintele asumate la nivel național, rezultate în urma consultărilor, și țintele asumate de România la nivelul Uniunii Europene. Să asigure coerența între toate ministerele din Guvernul României.
Nu există minister care să nu fie implicat, măcar indirect, la atingerea obiectivelor din domeniul educației. Este un proiect care încearcă să asigure coerența și echilibru între nevoia de politici publice naționale, care va să zică centralizat, și nevoia de descentralizare. Este un proiect care încearcă să asigure echilibru între dezvoltarea resursei umane, dezvoltarea unui curriculum adaptat și adecvat perioadei pe care o trăim, nevoia de investiții în infrastructură și resurse financiare. Este, nu în ultimul rând, un proiect care asigură coerența între un program de guvernare care are obiective pentru anul 2024, un plan național de redresare și reziliență care are obiective pentru anul 2026 și România Educată care, înțelegând că în educație rezultatele se pot obține exclusiv pe termen mediu și lung, are ca prim termen anul 2030. Sunt câteva dintre aspectele pe care am dorit să le subliniez. Vă stau la dispoziție cu orice fel de întrebări. Asigură coerența resurselor, între, foarte important, între bugetul național, Fondul Social European, deci fondurile europene clasice, să le spunem, și finanțarea din Planul Național de Redresare și Reziliență. Bună ziua, Luiza Gireadă de la TVR. Aș vrea niște clarificări legate de acele examene suplimentare de admitere în liceu. Când se vor da, adică din ce an urmează să fie introduse aceste schimbări? Și dacă cei care dau și aceste examene de admitere vor da și evaluarea națională? Există, după cum ați fost deja anunțați, câteva date fixe. 1 august este data la care se va constitui grupul de lucru interministerial. 10 septembrie va fi planul de acțiune pentru implementare adoptat prin hotărâre de guvern. 1 octombrie este termenul pentru realizarea unei baze de discuție și acolo se vor găsi răspunsurile la întrebările dumneavoastră, mai apoi consultările din 1 octombrie și noiembrie. În acest moment pot să vă spun următorul lucru vis-a-vis de nevoia de echilibrare între echitate și performanță. Dacă vom avea concurs de admitere în liceu, acesta va fi voluntar. Acest concurs va fi înainte de evaluarea națională. Acest concurs se va baza pe curriculumul existent deja. Acest concurs va fi organizat în toate școlile, în aceea zi, cu începere la aceeași oră. Acestea sunt lucrurile clare. Cât privește întrebarea dacă vor susține și examen național de evaluare națională și concurs, urmează să răspundem. Sunt multe alte ipoteze în discuție și prefer să nu îmi arog dreptul de a mă considera deținătorul adevărului absolut. Vor face obiectul consultărilor. N-am răspuns cu privire la implementare. Sigur, este nevoie de timp. Pentru un bacalaureat bazat pe competențe, este nevoie ca întreg ciclul liceal să fie parcurs în acest fel. Dacă legea va fi adoptată conform planului, după acest moment vom avea de elaborat legislația subsecventă, după care, cel mai devreme, la începutul anului viitor, putem să introducem acele schimbări. Cu alte cuvinte, este foarte puțin probabil ca examenul de evaluare națională din anul 2022 să se schimbe, pentru că el va fi în vara anului 2022. Dacă vă uitați la posibilitățile de implementare, este quasi imposibil să se schimbe din 2022, chiar în cazul în care acest lucru va rezulta din consultări, ar putea să înceapă cu anul 2023. Iar pentru examenul de bacalaureat, cred că am răspuns deja. Mulțumesc. Marina Cioacă, România TV. Da, îmi puteți spune referitor la desființarea inspectoratelor școlare județene, când ar urma să înceapă procesul de reorganizare al acestora și când se va finaliza acest proces prin care inspectoratele ar urma să se transforme sau să fie desființate? Cel mai devreme în toamna anului viitor, în cazul în care proiectul de lege va fi adoptat.
dar nu este vorba de desființarea inspectoratelor școlare județene. Este vorba de o reorganizare, este vorba de o evitare a suprapunerilor între atribuții. Inspectoratele școlare județene ar funcționa pentru asigurarea managementului resurselor umane, pentru rețeaua școlară, mai puțin, deci tot ceea ce are și în prezent, mai puțin inspecția școlară, care ar putea să meargă la DACIS, Direcția de Asigurare a Calității, și inspecție școlară, pentru că în momentul de față există o suprapunere între inspecția școlară făcută de ARACIP și inspecția școlară făcută de inspectorat. Această suprapunere s-ar elimina. Inspectoratul școlar, Centrul Județean pentru Învățământ Preuniversitar, ar urma să aibă ca atribuții mai puțin inspecția școlară și mai mult acea componentă de asigurare a managementului activităților de consiliere, care sunt acum mai importante decât oricând. Consilierii școlari ar urma să stea în școală, pentru că o activitate de consiliere adevărată se poate face doar atunci când cunoști elevii, problemele lor, profesorii, problemele lor, când cunoști mediul de învățare, când cunoști tot. Iar la nivel județean, în aceste centre s-ar asigura managementul acestei activități de consiliere. Pe partea cealaltă, ceea ce cunoaștem acum sub numele de Casa Corpului Didactic, ar urma să se ocupe de formare continuă de resurse educaționale de asemenea. Mulțumesc. Deci nu desființarea inspectorate, ci reconfigurarea atribuții pentru eliminarea suprapunerilor. Bună ziua, Ema Stoica, Digi24. V-aș ruga o precizare în privința acelui examen pentru intrarea la liceu, care spuneați că va fi, dacă se va ține la aceeași oră în toate liceele. Întrebarea este dacă examenul... În toate liceele care doresc să organizeze concurs propriu de admitere. Examenul va fi unul unic, va fi un subiect unic sau va fi fiecare liceu în parte, își va face propriul subiect? Înțeleg foarte bine întrebarea dumneavoastră. Sunt de acord că este extrem de important de stabilit acest lucru, motiv pentru care ne vom concentra cu toții să vedem care este varianta optimă de implementare a acestui concept. Vă întreb acest lucru pentru că au apărut foarte multe critici în privința acestui examen, dacă va fi organizat de fiecare liceu în parte. Am înțeles. Le cunosc, credeți-mă, și nu vreau să mă antepronunț. Va fi un grup de lucru interministerial, va fi un subiect prioritar de stabilit pentru a răspunde cât mai repede aceste întrebări. Mulțumesc. Alex Lădescu, Antena 3, bună ziua. Ce strategie există, domnule ministru, în acest moment la nivelul Ministerului Educației pentru a crește numărul medicilor școlari și al medicilor stomatologi? Răspuns simplu, la nivelul Ministerului Educației nu avem această strategie. Știm că avem o nevoie identificată în acest sens. Medicii școlari nu sunt angajați ai Ministerului Educației, cu excepția celor care funcționează în școlile speciale. Larisa Bernaschi, observator Antena 1. Domnule ministru, aș vrea să vă întreb, am înțeles până în octombrie va fi finalizat pachetul legislativ. V-aș întreba, în primul rând, dacă va fi cu tot o altă nouă lege a educației și cea din prezent va fi abrogată, sau vorbim de modificări aduse la legea educației, și când preconizați că va fi adoptată în Parlament, având în vedere că se apropie finalul anului, știm foarte bine că parlamentarii intră în vacanță. Prima sarcină a grupului interministerial care se va forma cu termen limită 1 august va fi tocmai aceasta, să stabilească în ce măsură vom merge către o lege a educației republicată, vom merge către o lege a învățământului preuniversitar separat de învățământul universitar, dacă învățământul universitar va avea și parte de cercetare universitară integrată sau nu, dacă vom avea statutul personalului didactic inclus în lege sau în afara acestei legi. Deci este prima sarcină asupra cărei acest grup de lucru interministerial va trebui să răspundă și pe baza reprezentării partidelor politice, pentru că în ultimă instanță acest proiect de lege va fi adoptat de către Parlamentul României. Este necesară consultarea în vederea identificării numitorului comun, acceptabil pentru toate forțele politice, asumat de toate forțele politice, în așa fel încât să putem asigura ceea ce vă spuneam, predictibilitate în sistemul de educație. Aș vrea, tocmai în contextul ăsta, aș vrea să vă întreb dacă nu ar fi nevoie eventual de un pact semnat de toate partidele parlamentare, pentru că guvernul actual sau actuala majoritate se va schimba probabil în câțiva ani și atunci ar putea să vină cu o nouă strategie pe educație. Vedem că acest proiect este unul pe viitor, care are țin despre 2030. N-ar trebui să discutați inclusiv cu cei din opoziție? Cu siguranță da. Cu siguranță da. Și chiar dacă există rezerve cu privire la această sintagmă
pact pentru educație, până la urmă tot acolo va trebui să ajungem într-un fel sau altul. Da, este nevoie să prezentăm cu argumente lucrurile în așa fel, să fim permeabili la observații argumentate din partea tuturor pentru a avea un proiect, o lege a educației care să nu mai fie schimbată în funcție de schimbările guvernamentale. Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Domnule ministru, de ce ați ales această variantă ca toate examenele să fie organizate în aceea zi, la aceeași oră? Ce se întâmplă cu elevii care vor să aplice la două licee, de exemplu? Pentru că nu considerăm în interesul elevului să aibă posibilitatea de a susține 2, 3, 5, 7, 10 examene de admitere. Care sunt argumentele? De ce nu considerați în interesul elevului și de ce trebuie să decidă statul asta și nu elevul sau părinții elevului? Deci elevul și părinții elevului se vor gândi întotdeauna la cea mai bună variantă de educație pentru acel elev. Acest sistem de admitere la liceu, după cum sunt convins că vă amintiți, chiar dacă, mă rog, doar cei care suntem trecuți de o anumită vârstă, am dat examen de admitere în liceu, și mi-am ales liceul pentru care doresc să concurez. Mi-am asumat de asemenea și riscul, în cazul în care nu intram la liceul Sava pe care l-am ales, mergeam prin redistribuire acolo unde se mai găseau locuri. Plecând de la această experiență, vom încerca să găsim cea mai bună variantă în interesul elevilor. Spuneți-mi, vă rog, ce argumente ați primit de la specialiști, astfel încât ați fost de acord cu această variantă? De ce este mai bine așa? Ce argumente v-au prezentat? Vă referiți la? La eliminarea posibilității unui elev de a aplica la mai multe licee, de a da examen la mai multe licee. Ne-ați vorbit acum de o experiență personală, dar specialiștii ce v-au spus? Nu există sisteme de educație în care să fie nelimitat numărul de opțiuni. Nu cunosc eu să fie. Și nici din partea specialiștilor n-am înțeles acest lucru. Există experiențe care merg pentru admitere, pentru un concurs de preadmitere, o preselecție care să fie validat ulterior în funcție de alte elemente, cum ar fi, spre exemplu, promovarea în cadrul evaluării naționale. Sunt multe ipoteze de luat în calcul, repet, nu asum și nu fixez niciun fel de ipoteză, pentru că nu este benefic și pentru că nu doresc să mă substitui celor care se vor pronunța. Bună ziua, Dorian Necula, de la Agenția de Presă cu News România. Domnule ministru, cum va bloca Ministerul Educației exodul de tineri studenți în străinătate după ce termină facultatea în România? Ministerul Educației nu dorește să... De către minister pe o perioadă de timp să poată profesa în România, să nu mai plece în străinătate? Ministerul Educației nu dorește să blocheze accesul tinerilor români în sisteme de învățământ din afara țării. De altfel, și în România Educată avem o țintă de 20% dintre studenți care să urmeze stagii de mobilitate internațională. Avem o altă țintă, 10% studenți internaționali. Ministerul Educației încurajează experiențe internaționale în rândul tinerilor. Mai apoi, a te întoarce în România va fi o opțiune viabilă doar atunci când vom putea să asigurăm un cadru care să fie o alternativă viabilă, cum am spus, pentru dezvoltarea personală și profesională a fiecărui tânăr. Ne putem aștepta atât ca tinerii studenți, după ce termină facultatea, să fie încadrați în România muncă pentru o perioadă de 5 ani, 10 ani, după ce au absolvit facultatea, pentru că vedem mai ales pentru tinerii absolvenții a UMF-ei, mulți pleacă în străinătate după ce termină facultatea de medicină. Și avem un deficit foarte mare de cadre medicale în spitale din România. Am încheiat răspunsul la întrebarea precedentă cu atât. Deci eu atât susțin. Nu susțin alte măsuri punitive. Atât? Da. Bine, vă mulțumesc mult.